ne pregătim de o aniversare. Curentul Dada împlinește 100 de ani de existență. A sosit momentul adevărului. În fața acestor doamne și acestor domni, va trebui să mărturisiți adevărul. De unde vine numele de Dada? Dada, spune de fapt, Dada este zero, Dada este neant, absență de intersecții, gaură neagră, care afoară energia celor care se opun sau celor care nu se opun, Dada. Dada sera sur un monoplace, a abattu à coups de mitrailleuse, deux avions allemands. Et les aviateurs qui les montaient ont été tués. Am înțeles că pregătiți o revoluție, să știți că și noi am făcut o revoluție. La cabaretul Voltaire. Am hotărât să aruncăm în aer tot, tot! Ce? Tot, tot! Artă, limbaj, ideologie, moral, tot! Că Dada s-ar fi născut într-o țară dadaistă, care era România de dinainte de război și care a rămas dadaistă și după. Adică își bate mereu joc de ceva. Își bate joc și de Orient și de Occident. Își bate joc și de democrație și de totalitarism. Dar mai ales românii își bat joc de ei înși. Nu fiți idioți, n-așteptați nimic nou. Bella Dada, bella ciao!